Bună seara, prieteni! Astă seară vom avea o poezie adresată bărbaților care știu să fie bărbați. Mă înclin, de Neluța Stăicuț. Mă înclin în fața bărbatului ce știe să fie bărbat, în gospodărie, în bucătărie și nu doar în pat. E atent cu soția și o iubește mult. Nu e mitocan și nici bădăran. Mă înclin în fața bărbatului bun, ce nu-și lasă soția la mijloc de drum. El o însoțește și o ocrotește, mergând înainte spre al lor destin. Mă înclin în fața bărbatului ce-i tată bun, sprijină copilul la școală și în viață, îl ajută și îi dă povață, nu-l bate, nu-l ceartă și-l tot învață. Mă înclin în fața bărbatului sincer și cinstit, nu-și minte soția că e cu un amic, nu o înjură, nu o bate și nu o jignește, muncește din greu și o ocrotește. Mă înclin în fața bărbatului muncitor, nu stă tolănit la televizor, cu băutura în mână, picior peste picior, urlând și țipând că e obosit. Mă înclin în fața bărbatului soț adevărat, ajută soția la cumpărături, la vase, la rufe și la murături, și nici când nu-i pare că a făcut destul. Mă înclin și mulțumesc bărbatului cel isteț, pentru că el știe ce e de făcut, să-și vadă soția mereu, mereu râzând, făcând împreună tot ce și-au propus. Doamne ajută tuturor doamnelor și domnișoarelor care vor deveni în curând doamne și ele.